Anchetatorii nu exclud ipoteza unui asasinat la comandă în cazul doctoriței ucise la Brăila. Bărbatul arestat pentru uciderea dentistei a comis mai multe furturi și tâlhării peste hotare, dar în cazul crimei acesta a plecat doar cu telefonul mobil. Anchetatorii au probe biologice că el este criminalul, însă bărbatul n-a declarat nimic la audieri. Ana Maria Iancă are informații noi despre acest caz. Am găsit tuturor, potrivit ziarului local de Brăila.ro, bărbatul arestat acum preventiv în cazul uciderii medicului stomatolog a mai fost reținut și în trecut și și-a schimbat numele de mai multe ori. Acesta a comis mai multe furturi, printre care în iunie 2020, cu ajutorul unui complice, a furat dintr-o bijuterie din Franța suma de 776 de euro, dar și bijuterii în valoare de 4.400 de euro. O lună mai târziu, în același an, tot cu ajutorul unui complice, a furat de această dată suma de 5.500 de euro dintr-o tutungerie. Pe durata comiterii acestor fapte, bărbatul a purtat o mască de protecție, dat fiind faptul că eram în plină pandemie și spune el că ar fi fost foarte greu de recunoscut. Cu toate acestea, a fost reținut pe un aeroport din Paris în anul 2020, iar asupra lui a fost găsită suma de 2.000 de euro, bani care au fost confiscați. La finalul procesului, pedepsa primită de bărbat a fost de un an cu executare de închisoare, chiar dacă, pe durata judecății, acesta a negat toate acuzațiile care îi erau aduse. Medicul stomatolog era din Republica Moldova și locuia alături de soț într-un cartier rău famat al Brăilei. Potrivit unor surse judiciare, femeia ar fi avut un conflict cu mai mulți indivizi din acest cartier, indivizi care ar fi amenințat-o în mod constant. Vă reamintesc faptul că aceasta a fost găsită decedată în propriul cabinet pe data de 16 iulie.